Un polițist de la Poliția Stațiunii Băile Herculane, aflat în timpul serviciului în sediul poliției, s-a împușcat accidental cu armamentul din dotare, astăzi, în jurul orei 13. Acesta s-a rănit în zona piciorului și a fost preluat de un echipaj al serviciului de ambulanță și transportat de urgență la spital. O echipă complexă din cadrul inspectoratului s-a deplasat la sediul poliției pentru stabilirea tuturor cauzelor și împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, în funcție de rezultatul verificărilor, urmând a fi dispuse măsurile care se impun, transmit reprezentanții IPJ.